Sute de membri și simpatizanți alianței electorale PSD-UNPR-PC au participat la un meeting de lansare a candidaților alianței pentru Parlamentul European, organizat la Târgoviște. Președintele PSD Târgoviște a prezentat pe candidații care au luat parte la eveniment. Doamna Gilia Claudia este conferențiar universitar doctor, cadru didactic la Universitatea Valahia din Târgoviște, dar și la universități din Spania și Franța. Locuiește la 2 pași de municipiul Târgoviște și este un reputat specialist în drept constituțional. Succes, Claudia, noi suntem alături de tine! O altă candidată pe care am plăcerea de a vă prezenta este doamna Viorica Dăncilă. Doamna Viorica Dăncilă este deputat în cadrul Parlamentului European din 2009 și până în prezent, vicepreședinte al Organizației Naționale de Femei a PSD, vine din județul Teleorman. Acțiunile din cadrul Parlamentului European au urmărit în primul rând obținerea de fonduri pentru agricultorii români, aducerea agriculturii din România la nivel occidental și reglementarea programelor de ajutorare a persoanelor defavorizate. Un alt candidat pe care am plăcerea de a-l prezenta la acest eveniment este domnul Damian Drăghici. Bine ați venit în Târgoviște, domnule Drăghici. Domnul Drăghici este singurul muzician român care a câștigat un Grammy, este senator UNPR și va candida la europarlamentare. Candidat din partea Dâmboviței la alegerile europarlamentare, Claudia Gilia, a spus: sper ca luna viitoare să sărbătorim cu adevărat ce a spus dumneavoastră, victorie, victoria să fie a noastră, a alianței PSD-UNPR-PC, să ducem România pe un drum european.